Ce fac tinerii după ce urmăresc un film cu împușcături? Vă spun eu, i-am studiat discret. Își schimbă modul de a se purta, cel puțin pentru moment. Băieții vorbesc laconic și ferm și merg țanțoși cu mâna dreaptă pregătită să scoată de sub haină un pistol imaginar și să tragă. Iar fetele au un aer visător, ca și cum s-ar fi sărutat și ele cu câteva minute înainte cu frumosul actor care interpretează rolul detectivului. Exact așa se întâmplă și după citirea unei cărți. Am dat exemplu cu filmul, întrucât filmele vă sunt mai familiare decât cărțile. Explicația constă în faptul că în timpul lecturii, cititorul trăiește acțiunea din carte, substituindu-se personajului principal. Își închipuie că el este acel personaj. Nu intră niciodată, bineînțeles, în rolul unui personaj malefic sau insignifiant. Se proiectează în eroul iubit și admirat. Dacă citește un basm, băiatul este făt frumos, nu zmeu. Iar fata Ileana Cosânzeana, nu baba Cloanța Cotoroanța. Cât privește lectura romanilor din seria Harry Potter, știm foarte bine cu cine se va identifica toată lumea, cu Harry Potter. Și nu este vorba doar de copii sau adolescenți, ci și de maturi. De maturii care sunt imaturi ca cititori. Uneori ei așează chiar cartea deoparte, închid ochii și se lasă în voia unor reverii, participând ca eroi la peripețiile povestite sau imaginate de autor. Este modul de lectură cel mai răspândit, acela care se practică spontan, de ce aflați la începutul carierei de cititor de literatură. Putem face o incursiune în propriul nostru trecut, dacă avem un trecut ca iubitor de literatură. Și ne vom aduce aminte cum pe vremuri ne închipuiam că noi suntem Phileas Fogg sau D'Artagnan, Cosette sau Ana Karenina și cum trăiam intens trăirile lor, cum sufeream și ne bucuram odată cu aceste personaje. După trecerea anilor și parcurgerea noi și noi cărți, ne detașăm treptat de personaje și începem să ne întrebăm cum anume le-a construit autorul, cum a reușit să le portretizeze atât de bine încât par reale. De ce a preferat un final tragic când era atât de simplu să imagineze un happy end? În această etapă a evoluției noastre ca cititori nu ne mai substituim personajului principal, ci autorului. Trăim nu trăirile protagonistului cărții, ci pe acelea ale scriitorului care i-a dat viață. Examinăm textul literar ca pe un mecanism de producere a iluziei de viață și a emoției estetice. Este perioada în care unii dintre noi sunt tentați să devină ei înșiși scriitori, iar câte unul chiar devine. Această atitudine față de literatură nu este greșită, este inadecvată. Ea prezintă avantajul că ne ajută să înțelegem cum funcționează literatura, prin ce metode acționează asupra noastră, dar ne și împovărează cu un sentiment al răspunderii față de creația literară. Suntem ca acei copii care, când merg cu autobuzul, stând pe scaunul lor de pasageri, în loc să se bucure fără griji de călătorie, își imaginează că ei sunt cei care conduc autobuzul. La fiecare viraj, întorc spătarul scaunului din fața lor spre stânga sau spre dreapta, ca pe un volan, și la fiecare stație apasă cu piciorul pe o frână imaginară ca să oprească mașina. În mod surprinzător, abia după ce ajunge la o maturizare intelectuală deplină, cititorul intră în rolul firesc de cititor. Altfel spus, numai un cititor cu experiență este cu adevărat un cititor. El nu-și mai închipuie că este unul dintre personaje, nu mai ia în imaginație locul autorului, ci se mulțumește să stea în fotoliu, să întoarcă una după alta paginile cărții și să contemple spectacolul de cuvinte care îi se oferă. Este atitudinea cea mai corectă în fața unei cărți de literatură, de proză, de poezie, nu contează genul. Ca să înțelegem mai bine, să ne gândim cum procedează un spectator aflat într-o sală de teatru. Se suie el pe scenă ca să devină un personaj din spectacol? Se erigează în regizor, dând indicații autoritare actorilor? Nu. Rămâne în scaunul lui din sală și se bucură de tot ceea ce vede și aude.
Ideal este ca un cititor să-l admire pe autorul cărții pe care o citește, dacă are, bineînțeles, ce să admire. Admirația reprezintă starea de spirit care asigură maximum de receptivitate. Un exemplu impresionant poate fi considerat modul cum îl citea Eminescu pe Shakespeare. Eminescu avea față de Shakespeare atitudinea pe care o va avea Kazantzakis față de El Greco. Îl considera o instanță artistică supremă. Shakespeare, adesea, te gândesc cu jale, prieten blând al sufletului meu, izvorul plin al cânturilor tale îmi sare în gând și le repet mereu. Atât de crud ești tu și atât de moale, furtună-i azi și linui glasul tău, ca Dumnezeu te arăți în mii de fețe și înveți ciunev nu poate să te învețe. Eminescu spune, Shakespeare, adesea te gândesc, nu Shakespeare, adesea mă gândesc la tine. Te gândesc înseamnă foarte mult, înseamnă te cuprind în mintea mea.